Scumpii noștri frați și scumpe surori, slăviți-te, Domnul! Iată cum bunătatea lui Dumnezeu dorește să-și reverse pe deplin tot harul său. Așa cum, precum cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte de această mare iubire a lui Dumnezeu, așa cum aminte fratele meu. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine ne crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și prin dragostea lui Dumnezeu, viața veșnică, prin această minunată lucrare, s-a oglindit și se oglindește începutul veșniciei de pe acest pământ. Ce lucrare frumoasă a făcut Duhul lui Dumnezeu să poată în vremile acestea așa de cumplite, cu căi așa de întortocheate și totuși bunătatea lui Dumnezeu să deslușească adevărul așa de frumos și să dăruiască învățătură și îndemnuri așa de puternice, că noi n-avem loc aici. N-avem cetate stătătoare aici, ci nouă ni s-a trimis un nume, ni s-a trimis un Mântuitor, ni s-a trimis o iubire atât de mare, o chemare din partea Cerului. Și ce frumos Duhul lui Dumnezeu și în sărbătoarea aceasta ne-a adus aminte prin cuvântul fraților de aceste întâlniri. Unele s-au făcut noaptea, alții s-au făcut primăvară, alții în revărsatul acesta de toamnă. Dar toate în plinătatea și în înțelegerea Duhului lui Dumnezeu. Și amintește frumosul gând din acea noapte a întâlnirii, când sufletul caută pe Dumnezeu, lucrarea aceasta în care de arătare a lucrărilor pe care s-au făcut pe acest pământ. Și Domnul le aduce aminte gândul și măreția acestei lucrări. Iată, și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului. Astăzi ne lăudăm un creștinism atât de avansat, cu atâtea întâlniri ale tinerilor care caută să se apropie, să împărtășească iubirea, dar să nu lase nimic din felul acesta lumesc. Să fie întâlnire, să fie și Domnul, dar să fie și partea aceasta a spectacolului, partea aceasta a plăcerii. Spunea Părintele Iosif în cartea aceasta Vântul cel Ceresc, cartea Duhului Sfânt, spunea că la o conferință, la o mare adunare a lucrării oastei Domnului, s-au adunat mulți oameni. Și a fost prezent acolo și un părinte, profesor. Și în toată starea aceea frumoasă, plăcut, impresionat de lucrarea aceasta minunată, el a scăpat niște gânduri și niște cuvinte care părintele le-a preluat și n-au făcut cinste lucrării lui Dumnezeu. Spunea părintele atunci, acesta profesor, că poporul trebuie să păstreze jocurile. El nu trebuie să se depărteze de tradiții. El trebuie să aibă gustul acesta să trăiască și prin păcat, și cu partea aceasta. Însă Duhul lui Dumnezeu a deslușit această puterea Duhului lui Dumnezeu care a despărțit
poporul lui Israel, când mergea în pustia aceasta, a cârtit față de Dumnezeu. Domnul a căutat să-l izbăvească și l-a izbăvit cu mână tare și cu braț înalt. L-a purtat în birința aceasta să treacă prin Marea Roșie. Și poporul a văzut minunea și lucrarea lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu a sfârmat neamul acela care i-a robit. Pe cei tari, pe cei care i-au batjocorit și i-au robit atâtea sute de ani. Dar când au ajuns în pustie, au cârtit înaintea Domnului. De ce ne-ai scos? Dacă ne-ai adus în pustie aceasta, să n-avem mâncare, să n-avem carne, să n-avem pâine. Ni s-au amărât viața noastră de sărăcia aceasta. Și spune că Domnul s-a întristat și au trimis acești șerpi înfocați, care a nimicit mult popor. Iată câți șerpi înfocați sunt și astăzi în neamul nostru creștinesc, care nu caută decât să muște, să provoace moarte, să arate starea aceasta de păcat la nivelul cinstei, de sărbătoare adusă, când trebuia să se înalțe rugăciuni. Pentru că așa știu biserica noastră, în primăvară când focul cel mistuitor ardea peste pământ și nu era lacrimă de ploaie și se simțea nevoia bisericile noastre, părinții noștri și împreună cu toată adunarea bisericii, în genunchia să trimită Dumnezeu milostivirea să se îndure de plante, de animale, de făptura lui, ca să nu fie nimicite prin foamete și prin lipsuri. Și astăzi, la culesul roadelor, așa știm noi să cinstim și să aducem răsplătire purtării de grijă a lui Dumnezeu prin cântece. Cântece de șanțare. Prin atâta cheltuială, fără niciun folos, doar pentru desfătare, doar pentru moarte. Șerpii întotdeauna nu vor aduce viață. El întotdeauna va împărți moartea. Dar iată, Domnul Dumnezeu a dat gândul acesta minunat. Când oamenii au văzut că au păcătuit și au greșit și au venit în firea lor și au văzut de unde provenea această nimicire, această moarte, și s-au întors și l-au rugat pe Moise să se roage lui Dumnezeu ca să oprească această plagă. Dar nu mai era numai rugăciunea, ci trebuia să fie semnul. Și s-a dat semnul acesta ca Moise să facă un șarpe înfocat și să-l atârne. Nu oricum un șarpe. Era ușor să-l faci așa. Un șarpe? De ce n-a luat unul din cei existenți să-l pună pe cruce? Ci să facă un șarpe. Să rămână veșnic șarpele acesta în mintea și în conștiința poporului. Și oricine va fi îndreptat din cei mușcați să privească la șarpe, era vindecat și trăia. Tot așa, spune Domnul Iisus. Tot așa. Trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pe cruce, nu în alt loc. Crucea este cale. Ostașului, el este semnul. Iată a început această perioadă care se învârte în această sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci, a acestei lucrări care a ajuns o lucrare, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, o lucrare de împotrivire pentru cei care nu sunt pe calea mântuirii, o pricină de poticnire, dar pentru cei care sunt pe calea mântuirii, ea este puterea lui Dumnezeu. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul i-a dat Duhului Dumnezeu, aceasta i-a dat lucrări. Sunt atâtea lucrări care denigrează semnul acesta frumos, semnul de biruință, semnul de jertfă al Domnului Iisus. Tot așa, Fiul omului trebuie să fie înălțat. Din cei care astăzi se pretind că sunt creștini, câți mai înalți?
Astăzi este sărbătoarea Învierii. Bisericile erau cu atâtea suflete puțini. Dar iată, gândul acesta frumos pe care Duhul lui Dumnezeu dorește să-L împărtășească fiecăruia dintre noi, să-L înălțăm pe Domnul. El care a prilejuit, El n-a mușcat. N-a pricinuit întâi moarte să se ridice pe cruce, ci El s-a înălțat pe cruce ca să dăruiască viață. Doar cei mușcați, ceilalți n-aveau trebuință să privească șarpele, doar cei mușcați. Și astăzi, iată păcatul, oare nu ne-a mușcat pe fiecare? Atunci era o parte din popor mușcați de șer. Astăzi însă tot poporul e mușcat de șer. Tot suferă plaga aceasta a mușcăturii puternice a celui mai viclean și ucigaș șarpe. Cel învechit în răutate, cel care s-a împotrivit Domnului, vrea să ducă și duce războiul acesta cu cei pe care a lui Dumnezeu și vrea să-i nimicească, vrea să le dăruiască moarte. El caută nimicirea, dar iată Fiul Domnului, Fiul omului, s-a înălțat pe cruce ca oricine privește să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce dulci cuvinte, ce îndemnuri minunate ni s-au dat! Parcă de multe ori sunt în zadar multele cuvinte ale fraților și îndemnurile. Parcă am privit simplitatea aceasta, a cuvântului acesta puternic de foc, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, unicul său fiu, spre mântuire. Ca oricine crede în El să nu fie nici judecat, să nu fie nici osândit, ci să petreacă în veșnicia lui Dumnezeu. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Iată dragostea lui Dumnezeu, iată lucrarea aceasta frumoasă, care ni s-a trimis ca un dar din partea lui Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu. Să ai o lucrare atât de desfășurată, o lucrare care echivalează în existență și experiență cu viața celor mai înalți sfinți părinți, pe care i-a dăruit pământul, pe care i-a dăruit lucrarea aceasta frumoasă a Duhului lui Dumnezeu. Cu câte virtuți, cu câte lucrări, ne pregătește și ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Cum a înzestrat Domnul Dumnezeu? Cu cântare, cu fraze de jert, cu vânt, cu mărturisiri, cu atâta putere. Nu-i lipsește nimic. I-a dat haina cea mai frumoasă. Și a încurunat-o ca ea, făcându-și lucrarea aceasta frumoasă, să recruteze suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce momente de sărbătoare și de aducere aminte trăim cu binecuvântarea aceasta în care părinții noștri și-au asumat toată responsabilitatea înaintea cerului și mărturisind înaintea oamenilor cuvântul adevărului. Lucrarea l-a luat pe Domnul ca sprijin, ca toiag, ca mărturie. Și când atâți au căutat să înclină și să întoarcă indicatoarele care duc spre viața de cea veșnică, părinții noștri au trasat cu atâta claritate prin Duhul lui Dumnezeu și învățăturile, dar și experiența prin viața lor. Și ne-au lăsat modelul acesta frumos, ca privind lucrarea aceasta atât de adâncă, istorică, consacrată, o lucrare care, așa cum spune Domnul, pipăiți, simțiți-o, căutați-o, experimentați-o. I-a dat valoarea aceasta frumoasă în existența aceasta, că ea e plină de adevăr. Și a rămas mărturia aceasta a adevărului. Și adevărul este acesta, că odată venită lumina în lume,
oamenii au iubit mai mult întunericul. Și n-au voie să vină la lumină. N-au voie pentru că faptele lor rele, lumina le vedește, le arată. Și ei vor să trăiască în întuneric. Nu vor la lumină. Aceasta e lumina. Dar Duhul Domnului caută să desprindă sufletele din lume și să le aducă la viață. Aceasta e lucrare. Ca fiecare dintre noi să întoarcem privirea noastră, să ne vedem ranele care ne-a făcut vrăjmașul și să privim țintă la el, să privim la jertfa care ni s-a dat și să facem calea aceasta întoarsă ca să trăim, ca să gustăm viața și nu o viață oricum. O viață veșnică, o viață plăcută, o viață așa de frumoasă. Însă și viața aceasta duhovnicească are primejdii. Părintele Iosif așa spune, viața costașului e o viață de foc, e o viață aprinsă și lumea caută, și așa căutăm și vedem experiența aceasta, unde se aprinde un foc, lumea sare să-l stingă. Sare cu apă, sare cu atâtea. Apa preînchipuie starea aceasta, bârfeli, batjocuri, cuvinte de ocară, și caută să astupe acest foc. Zice Părintele Iosif, nu e o primejdie prea gravă, aceasta ce vine din exterior, ci primejdia cea mai grea este atunci când focul, când aprinderea aceasta este stinsă din lăuntru, când sufletele care ardeau încep să înghețe, când sufletele care traversau în starea aceasta înaltă de foc ajung la limita înghețului, la limita aceasta de nepăsare, de lenevire, de îndulcire și de compromis cu păcatul, atunci în starea aceasta se stinge. Aceasta e primejdie. Nu când vin din exterior lucrările acestea se stingă focul, ci când noi înșine ne mai ardem. Și aceasta se vede, se observă. Se observă că nu ne mai place focul acesta. Nu ne mai place dulceața aceastei lucrări. Și găsim motive ca să stăm departe de ea. Nu numai în sărbători și în adunări trebuie să trăim intensitatea cuvântului, ci cuvântul și viața aceasta e o viață continuă. Domnul ne va răsplăti doar pentru participările permanente, ci ne va răsplăti pentru continuitatea vieții. O viață continuă. O plantă care azi îngheață, mâine se dezgheață, va fi nimicită. Un suflet care s-a aprins, un suflet care este sănătos, un suflet care are viață în el, el trebuie să rămână până la sfârșit. Darul Duhului Sfânt și bunătatea lui Dumnezeu, care ne-a dat atâtea mărturii și din partea fraților bătrâni, în demn, atât de calde și de profunde, ca noi să le pădăm păcatul, ca noi să iubim această plătire, lucrare minunată, ca noi să punem părtășia aceasta frumoasă, iată gândurile celor care sunt aproape de veșnicie, aproape de întâlnirea cu Dumnezeu. Ce gânduri, ce cuvinte ni s-au dat ca noi să strângem în unitatea aceasta a dragostei frățești, să poți să îl simți pe cel de lângă tine. Nu sunt acestea îndemnurile Duhului lui Dumnezeu, care doresc ca fiecare dintre noi să stăm în dragostea și în focul acesta al Duhului lui Dumnezeu. Bunul nostru Mântuitor să ne ajute. Părinții noștri care au privegheat și ne-au adus lucrarea aceasta frumoasă, îi rugăm să stăluiască înaintea Stăpânului, ca focul pe care ei l-au dorit și l-au aprins pe acest pământ, prin viața lor, prin experiența lor. Și așa spunea Părintele Iosif, când am să văd de dincolo, când vă veți strânge la mormântul meu și voi privi de dincolo, că acolo încă mai arde, voi simți bucuria. Nu că sunt adunări, ci că va arde, că sufletele se vor întoarce și se vor aprinde de focul cel ceresc, de râvna aceasta pe care o dă cerul. Atunci va fi împlinită și dorința și mulțumirea aceea sufletească pe care o are orice suflet. Și de aceea, prin rugăciunile lor,
să mijlocească ca focul acestei mișcări, acestei lucrări, să poată să fie perceput și înțeles de sufletele noastre și să avem dorința aceasta frumoasă să ne aprindem. Să ne aprindem unii din alții, așa cum se aprind lumânările, făcâile, unele de la alții. Așa este îndemnul acesta frumos, ca privind unii la alții să ne îndemnăm, să ne îmbărbătăm, ca astfel, făclie după făclie, să ajungem până în veșnicie. Amin. Slăviți să fie Domnul!